e pâinea de la șofru mare, da? Să treci mai bine. Ce faci, Viorele? Ce faci, domnule? Și
Ce părere aveți de această sărbătoare? În primul rând, spun și eu bună seara, salut toți participanții la acest eveniment. Am venit împreună cu primarul nostru, domnul Tudor Odrescu, să ne întâlnim și cu domnul președinte Ponta și cu domnul președinte al Consiliului Județean, domnul Paul Stădescu. Evenimentul este deosebit de plăcut. Mulțumim domnului primar Ruță de la Comuna Periez, care ne-a invitat totuși aici la petrecere. Ce părere aveți de sărbătoare? Pe timp de criză, din eforturi, cred că s-au făcut eforturi supraomenești ca să... Da, eforturile au fost foarte mari, dar după câte am semerit, după câte am înțeles, domnul primar al Comunei Periez și-a dat tot interesul și bunăvoința ca cetățenii acestei comune să beneficieze de o sărbătoare ortodoxă, spunem noi, de Sfânta Maria Mică, care rar mai întâlnim în timpurile acestea asemenea sărbătoare. Vă mulțumim și vă rog să vă prezentați. Mă numesc Bădescu Dumitru, sunt consilier local al orașului Piatra Olt și urez în continuare o seară plăcută tuturor invitaților și la mulți ani tuturor mărinilor și mărilor. Mulțumim! Bună ziua, domn profesor, și la mulți ani, pentru că sunteți fiul al satului și e prima sărbătoare de acest gen. Sunteți și profesor de matematică, vă urăm succes în nouul an școlar. Ce părere aveți despre sărbătoarea asta care se face astăzi aici la dumneavoastră? Bună ziua dumneavoastră, vă mulțumesc că participați la sărbătoarea comunei noastre. E o sărbătoare nouă, primul an care se organizează, domnul primar este cu organizarea. Cred că este o sărbătoare bună, aduce... necesară? Sigur că da, orice întâlnire a comunității, a oamenilor, unde putem să ascultăm, să ne bucurăm de un bun, e necesar întotdeauna și binevenit pentru o localitate. Ce urați celor care poartă numele de Marin și Maria, că e și Sfânta Maria Mică astăzi? Corect, așa era bine să începem. La mulți ani tuturor mariilor și marianelor din comuna noastră, bineînțeles, multă sănătate, să-și împlinească dorințele și să se bucure de un an mai bun, eu știu, anul ce va urma. Ce urați copiilor care vor începe anul școlar în curând? Copiilor le urez multă sănătate și lor, să fie ascultători, să înțeleagă că societatea se schimbă, că trebuie să învețe mai mult și mai bine, că asta îi vor călăuzi mai departe în viață. Mulțumesc și încă o dată vă urez la mulți ani. Și eu vă mulțumesc la fel. Bună seara, bine ați venit la această mare sărbătoare frumoasă și pentru prima dată în localitatea Periez. Ce părere aveți de această sărbătoare, cum a fost organizată foarte repede?
A fost o sărbătoare reușită și faptul că președintele partidului a fost prezent aici ne arată că prețuiește primarul din comună și e alături de echipa PSD Olt. Dacă la prima ediție a venit Ponta, la următoarele cine credeți că va mai veni? Păi, la fac o glumă, da. La următoarele o să vină tot domnul Ponta, dar probabil când va fi prim-ministru. Vreau să vă spun că este o ediție foarte importantă pentru domnul Ponta dacă a venit personal aici în localitatea Perieț. Nu, probabil s-a ales o comună cât mai normală, cu oameni cât mai normali. Probabil a vrut să ia și pulsul, cu alte cuvinte. Și cred că a fost o sărbătoare reușită. N-a fost nimic regizat, n-a fost nimic, nu știu, aranjat. A fost totul foarte natural. Asta având în vedere că e prima dată, prima sărbătoare pe care o face localitatea Perieț. Da, în principiu da. Toate comunele au câte o zi a lor. Din întâmplare, Periețul și-o serbează în ziua de Sfântă Mărie. E o zi mare. Știți foarte bine că e o sărbătoare religioasă importantă. Ce urați celor care poartă numele Sfintei Marii? Să le dea Dumnezeu sănătate. Că toată lumea sănătate își dorește. Și pentru ce trebuință are. Da, și pentru că începe în curând noua an școlar, ce urați elevilor? Pentru noua an școlar aș vrea să le urez să fie mult mai atenți și să învețe mult mai bine, deoarece au văzut că proba bacalaureatului nu mai e o glumă și e într-adevăr un examen de evaluare. Vă mulțumesc și vă spun și dumneavoastră la mulți ani! Mulțumesc frumos!